Salutare, dragi prieteni! Aici sunt eu, Constantin, și astăzi voi vorbi din numele companiei Fațade 3D. Astăzi este 7 septembrie, iar noi ne aflăm în localitatea Pârâta, unde recent am finalizat o lucrare, și anume am efectuat fațada la această biserică. Finalizat acum 2 săptămâni, iar eu vreau să vă prezint ce am reușit să facem și lucrările care s-au făcut, etapele de lucru. Ținând cont că suntem în fața bisericii, vom începe cu această copertină care a fost revopsită de către noi. Ea era o construcție gata, pregătită, dar noi am revopsit-o. Vreau să vă prezint cu ce am termoizolat noi această pereții acestei biserici. Deci am efectuat o termoizolare cu un polistiren de 5 cm, iar ca material de finisaj am aplicat o tencuială decorativă pe bază siliconică. După care am termoizolat acest fundament al bisericii cu un polistiren extrudat. Ca material de finisaj la acest fundament s-a aplicat mozaica, piatra din granit, care la fel este pe bază siliconică, rezistentă la umiditate, lovituri și condițiile climaterice. Zăpadă, gheață și murdărie. Am delimitat aceste două suprafețe printr-un element decorativ, marca Red Construct, care delimitează aceste două tipuri de material, dar și dă un aspect aparte acestui fundament. Această sistemă de scurgere la fel a fost montată de către compania Fațade 3D. Avem acest turn în fața bisericii, care a fost decorat cu elemente decorative de la partenerii noștri Red Construct, dar montate de către băieții de la Fațade 3D. La aceste geamuri avem montate pervazuri din aluminiu cu capac pentru dirijarea apei. Și anume o să vă explic de ce se montează aceste capace pentru dirijarea apei. Pentru a preveni scurgerea la apă pe stânga și dreapta geamului, ca într-un final să nu avem aceste urme de apă. Aceste uși care erau gata montate înaintea venirii noastre la acest șantier, dar în schimb au fost revopsite de către noi cu o vopsea de calitate. Acest prag a fost aplicat o piatră de granit la exploatare să nu avem ruperi din acest fundament. Avem un pervaz din piatră de granit montat integral, fără rusturi. Dacă ați observat, în fața bisericii am montat pervazurile din aluminiu, iar aici avem o suprafață în formă rotundă, iar noi am montat aici pervazuri din piatră de granit. Și de ce din piatră de granit? Deoarece aluminiu nu-l putem modela la o suprafață rotundă, iar această piatră putem să o executăm sub orice formă dorim noi. Prima vizită, la prima chemare a unui expert la această biserică, biserica noastră arăta în felul următor. După care noi am executat termoizolarea și decorarea cu elemente decorative. Acolo sus, pe acele elemente decorative am montat niște ace antipăsări, pentru ca să nu poată păsările să se oprească pe acele elemente decorative, iar ulterior să-l murdărească. Scoaterea în evidență acestui turn, să spunem, din fața bisericii, noi am montat acele felinare care pe timp de noapte decorează acest turn al bisericii și îi arată frumusața pe deplin. La această intrare a bisericii, acest prag era deja montat la venirea noastră. Iar pentru ca pe viitor urmează să fie schimbat acest material, înlocuit cu un alt tip de teracotă sau chiar piatră de granit, noi am decis ca pe perimetru să montăm această placă din granit, care când va dori să scoată aceste pietre din acest pavaj de aici, să nu deterioreze părțile laterale, adică părțile să rămână neschimbate. Acest element decorativ a fost montat la fel de noi. Ținem cont că avem un geam rotund. Acest element s-a efectuat la comandă după circumferința necesară. Iar la vopsirea acestui acoperiș am folosit o vopsea pe bază de apă, care în timp la acționarea razelor solare nu permite deteriorarea
lacului. Cum să vă spun, care este scopul unei termoizolări? Indiferent fie ea cu polistiren de 5, de 10 cm sau vată minerală, termoizolarea ajută la păstrarea în timp a pereților exteriori și, nu ultimul rând, pentru o economie la căldura din interiorul bisericii. Pentru a preveni mucegaiul, umiditatea în interiorul bisericii și, nu ultimul rând, pentru a oferi un aspect frumos deosebit a oricărei locuințe. Avem aici alături de noi pe Părintele Radu, Părintele Parohul acestei biserici, și vreau să-l întrebăm de ce anume a decis să termoizoleze această biserică. Părintele Radu, vă rugăm să ne spuneți de ce ați decis să termoizolați și să faceți fațada acestei biserici. În primul rând, termoizolarea îi dă, că e pictată înăuntru, și cred eu că îi dă o, păstrăm pictura, iar într-a doilea rând s-a făcut din greu biserica, din bucăți, din sărășie, să mă ierte Dumnezeu că zic așa, și s-au mai îndreptat și păreții pe afară așa cum se cuvine. Astea sunt două motive. Da, mulțumim frumos. Vreau să-mi spuneți două cuvinte despre compania Fațade 3D și despre băieții, anume echipa care a muncit la această biserică pentru a aduce la așa o... Băieții sunt extraordinari. Eu am crezut că în țară s-au pierdut toți cei mei buni, dar au mai rămas. Și au făcut frumos. În fiecare zi strângeau din urma lor, asta e important. Și băieți buni, cu duh, când era sărbătoare și erau blagoslovenii la lucru, când era sărbătoare mai mare, nu lucrau, dar în rest, eu sunt foarte mulțumit. Și avem meșteri buni în țară. Și sunt foarte mulțumit, se vede la fața lor. Da, vă mulțumim frumos. Iar noi, eu din numele companiei Fațade 3D, vreau să vă spun că această biserică va fi, va avea o garanție pe un termen de 5 ani de astăzi încolo. Orice nu s-ar întâmpla, oricare defect nu s-ar întâmpla, noi vom răspunde pentru lucrarea noastră. Mulțumim frumos și avem încredere. Și eu vă mulțumesc că ați apelat la Fațade 3D. Să aveți parte și să rămână la fel de frumoasă mulți, mulți ani înainte. Să dea Dumnezeu. Mulțumim frumos. Mulțumim. Să ne spuneți o părere, cum vă pare biserica după renovare? Foarte frumos. Sunteți în această localitate? Da. E mare schimbarea cum era deodată și cum foarte este mare, acum. Foarte frumoasă, lucrul se vede că e calitativ, e foarte bine. Bucurăm mult tot satul pentru așa frumusați care... Da, mulțumim frumos. Ați lucrat și ați depus o muncă foarte mare pe o căldură așa de mare, la așa o înălțime. S-a primit așa de frumos și o să bucure mult oameni și copii pentru lucrările dumneavoastră. Da, și este o biserică care o să țină mulți, mulți ani înainte. Cum este astăzi, așa o să fie și peste 10 ani. Da, mulțumim încă o dată din suflet. Da, dumneavoastră cum vă spune? Doamna Raisa. Mie, Constantin, îmi pare foarte bine, doamna Raisa. Și... mulțumim frumos pentru cuvintele calde. Și noi suntem mulțumiți foarte mult, chiar din partea tuturor cetățenilor din satul nostru. Vă mulțumesc, că într-adevăr e frumos. Se bucur toată lumea și... Bine pentru toți. Da, mulțumim foarte mult. Mulțumim. O seară frumoasă. Cu un suflet curat când o să întrie. Da, mulțumim. Iar acum, la final de acest video, la final de această prezentare, vreau să vin cu o recomandare către tine, cel ce ne privești. Dacă ai și tu o locuință, nu ezita să o termoizolezi și fă asta inteligent, apelând Fațade 3D.